Bună seara, sunt Natalia Morari și bine ați venit la o ediție specială. Așa cum v-am promis, în ultimele zile ale campaniei, noi ne vom întâlni în regimul obișnuit, de luni până joi la ora 21:00. Astăzi discutăm despre ultimele zile ale campaniei, destul de fierbinți, cu reprezentanții candidaților la funcție de președinte. Oazul Antoi din partea doamnei Sandu, Ion Ciuban din partea domnului Dodon și analiștii politici Igor Boțan și Cornelie Ciură. Bună seara, bine ați venit! Bună seara! Să începem cu principalul subiect al zilei de astăzi. Ion Șor din nou a ajuns în centrul atenției. Acesta se pare că îi ajută pe toți care îi solicită ajutor. Să vedem materialul. Primarul de Orhei, Ilan Șor, cercetat penal pentru spalare de bani și escrocherie, susține că a transferat bani pentru Partidul Acțiune și Solidaritate. Eu da pomagal pe Ledimie, poprosili люди от моей Санду помочь, мы помогли, но деньги чистые, не понимаю, что так все перевозбудились. Шор и бани курать сын до тези антипод. Да. Шор есть о пьесы, по которой фолосеште Плакотнюк, о фолосеште Додон на часто кампании электорал. Пас на факут соличте кътри ничун индивид по нуме Шор. Тоти служили домлю Плакотнюк и богатори ди сама дела домна Додон. Țineți-vă departe de Partidul Acțiunii și Solidaritate. Potrivit membrilor PAS, ar fi vorba despre 280.000 de lei, transferați ieri în patru tranșe a câte 70.000 de lei de către un oarecare Veceslav Galoi, care ar avea un trecut criminal. Este un client permanent a Centrului Național Anticorupție. Este folosit fie împotriva concurenților politici, fie împotriva celor care nu sunt pe placul guvernării. Înaintea noastră, un blogger, nu o să-i dăm numele, că nu merită, a aflat încă la orele 3 despre aceste 3-4 transferuri. Deci, vă dați seama, este informații pe care noi nu credem că banca la care noi avem contul ar fi dat-o acestui individ. Deci, bănuim noi că acest personaj a fost într-o combinație, și am să spun amuși cu cine este în combinație, pentru a regiza acest atac asupra Partidului Acțiune și Solidaritate. Potrivit lui Iurie Grosu, Veceslav Galoi s-ar fi întâlnit acum câteva zile cu fostul șef de la Vamă, Viorel Melnic, și cu Ion Ceban, membrul PSRM. Viorel Melnic, cu mătru lui Igor Dodon și fost partener și de afaceri, acum angajat al lui Ilan Șor, reprezentantul PSRM-ului Ion Ciobanu, marele luptător cu corupția, și Galai Veceslav. Da? Acești trei indivizi au pus la cale, după informația noastră, acest scenariu. Alegerile ori trece, dar în instanța de judecată va trebui să răspundă pentru ceea ce spune. Viorel Melnic nu l-am văzut de foarte mult timp, cel puțin nu am discutat. Iar cu tovarășul Galoi, nu mă cunosc. Membrii PAS susțin că au început procedura de returnare a banilor. Plahotniuc, împreună cu instrumentul lui pentru jocuri murdare, Șor, și cu partenerul lui politic Igor Dodon, pot doar să facă măgării în țara asta. Pot să însceneze astfel de atacuri teroriste, dacă doriți. Este o linie de atac a lui Dodon, care este creatura lui Plahotniuc, să ne asocieze cu lumea criminală. În apărarea Maiei Sandu a sărit și liderul partidului nostru, Renato Usatăi. Nu sunt adeptul lui Maia Sandu. Suntem concurenți politici, dar porcările care le face Șor cu Plahotniuc, băieța asta deja nu-i politică, asta deja e proxenetism de-a lui Plahotniuc. Partidul Acțiune și Solidaritate s-a adresat Centrului Anticorupție, Ministerului de Interne și Serviciului de Informații și Securitate să investigheze cazul. Eu propun totuși să urmărim întreaga declarație făcută astăzi de către Ilan Șor la ieșirea din instanță de judecată, pentru că n-a fost dată toată în beată. Vă rog. Я всегда помогал Пеледиме, попросили люди от Майя Санду помочь, мы помогли, но деньги чистые, не понимаю, что так все перевозбудились. На Майя Санду сколько бани вор фи ретурнат? Анчапут прочедура, что бани афиши.
De fapt, au dat tot, a fost greșeala mea. Ce mi s-a părut destul de interesant este că astăzi ședința de judecată a durat exact 13 minute, după care Ilan Șor la ieșire a făcut această declarație. După mine, deloc întâmplătoare. Ce a fost asta? În primul rând, vă întreb pe dumneavoastră, domnul Antoi și domnul Ciuban. Ce a fost asta astăzi? Pe mine mă întrebați, da? Da? Ca reprezentant pe candidatul ăsta. Eu am pică personală pe domnul Ilan Șor. Vreo 2 ani urmă, când încă nu se știa nimic despre furtul secolului, în calitate de secretar general al Federației de Parașutism, a scris o scrisoare cu cerere de asistență financiară pentru Federația de Parașutism. Nici nu mi-a răspuns. Înseamnă că domnul Ilan Șor minte când spune că el totdeauna ajută când se adresează. Dar asta e... Trebuie să faceți parte din grupul de pe Facebook, deci, cerem ajutor de la Ilan Șor. Mulți oameni s-au înscris, deci, și atunci când am văzut pe domnul Ilan Șor pe monitor, am constatat că nu se știe din care cauză justiția moldovenească nici de cum nu decide. E nevinovat dumnealui sau e vinovat? Dacă dumnealui ar fi fost vinovat și ar fi stat la pușcărie, deci ar fi fost mai simplu. Dacă nu e vinovat, atunci, mă rog, ar fi fost în altă situație cetățeanul Ilan Șor. Dar așa, când l-am văzut pe domnul Ilan Șor pe monitor, mi-a adus aminte de tablou Sărutul lui Iuda. Nu știu de ce. Deci domnul Boțan mă cunoaște mai de mult, noi cândva eram mai imaginativi. Deci este vorba de o campanie electorală și deci este așa o expresie că spunem cine sunt prietenii și eu am să-ți spun cine ești tu, da? În campanie electorală lucrează alt principiu. Demonstrează-mi, te rog, instrumentele pe care le utilizezi și am să-ți spun cine ești tu. Deci, împotriva doamnei Maia Sandu se aplică niște instrumente ticăloase, absolut necivilizate, nedemne de oameni cu demnitate. Și această încercare, deci, care s-a realizat cu asistența financiară din partea generosului și deci, cu inimă mare a domnului Ilan Șor, sigur că este o încercare de a arunca încă un boss de glod în echipa doamnei Maia Sandu și în campania electorală a dumneavoastră. Eu am fost acolo la sediu de câteva ori și pot să spun încă o dată ceea ce am spus de mai multe ori. Am văzut pentru prima dată în viață o campanie electorală bazată în exclusivitate pe voluntariat și pe contribuții... Dar totuși, acest detaliu este important. A avut loc sau nu această întâlnire cu Viceslav Galoi? Eu pot să spun următorul lucru, că eu pot să răspund despre ceea ce eu am văzut sau mie mi s-a spus. De exemplu, 17 martie 2009, da? Nu 2008. La 2008 a fost interceptat microbuzul cu 200 de kilograme de heroin. Da, eu pur și simplu îmi testez memoria. De la 17 martie 2009, o doamnă de la Moscova a intrat la noi la Institutul de Politici Publice și era, nu știu cum așa, emoționată. Și îmi spune, a știu, у вас так полагается? Și îmi povestește cum că la hotelul Codru, la Măsuță, stătea un domn, dumneavoastră presupus de la ambasada rusă, și cum că între domnul Igor Dodon și spune, nu, ce vă меня сегодня обрадуете? Și domnul scoate un pachet de dolari, nici măcar învalit în ziarul Pravda și dă domnului Dodon. Asta mie mi s-a spus. Dar ceea ce cu domnul Galai, deci asta este realitatea. Domnul Ciuban, ce a fost asta astăzi? Igor Gros a vorbit inclusiv despre dumneavoastră, că dumneavoastră împreună cu Viorel Melnic și acest Viceslav Galai ați pus la cale acest scenariu. Eu am prima întrebare înainte de a spune bună seara tuturor și telespectatorilor. De ce Igor Gros nu este prezent acum aici în platou? Dacă este problema... Nu, eu vă explic care e problema. Noi discutăm subiectele, am pornit să discutăm subiectele la unele acuzații pe care le-a făcut astăzi de dimineață Igor Gros. Ca secretar PAS și ca reprezentant trezorerier, eu cred că trebuia să se afle acum în acest platou, mai ales dacă a invocat numele meu. Eu am venit cu mare plăcere, deși
suntem pe final de campanie și sunt multe... Eu am decis corect să invit reprezentanții partidelor. Personal, nici nu l-am contactat pe Igor Gross, dar dacă doriți, putem încerca să-l sunăm în direct. Încercați să-l sunați în direct și după pauză, le dau numărul de telefon colegilor mei din regie. Foarte mult insist. Eu înțeleg acest lucru, că ai trântit o bărbață de dimineață și după asta îți e frică să vii să discuți despre aceste lucruri. De ce spun acest lucru? Pentru că a fost invocat numele meu, eu i-am transmis deja cererea prealabilă și am zis că o persoană nu o cunosc absolut deloc, deci nici nu știu măcar cum arată, că m-au sunat deodată jurnaliștii, a doua persoană, Viorel Melnic, chiar nu am discutat de foarte mult timp. Deci i-am scris și în privat, i-am publicat și pe pagina de Facebook, văd că n-a binevoit nici într-un caz să răspund. Deci eu cred că ceea ce a făcut domnul Grosu astăzi iese din limitele normalului, mai ales acuzând fără nicio ceea dovadă. Ceea ce a făcut domnul Grosu iese din limitele normalului. Da, absolut. În rest nimic nu iese din limitele normalului. Deci haideți să mergem mai departe. Eu i-am transmis cererea de prealabilă. Mai departe, eu am văzut sau am auzit, deci n-am ascultat nici până la capăt, o înregistrare ulterior publicată de către un blogger, în care este o discuție între domnul Igor Grosu, care iarăși nu s-a prezentat la emisiune, și un cetățean, nu știu... Stați o clipă, domnul Ciuban, aici nu vreau să manipulați. Nu s-a prezentat la emisiune, aveți dreptul să spuneți doar în acel caz în care această persoană a fost invitată, dar din diferite motive a refuzat să vină. Ați început emisiunea cu un subiect sensibil. Nici măcar, eu am spus că noi discutăm ultimele zile ale campaniei și astăzi s-a întâmplat ceea ce s-a întâmplat. Mi s-a părut corect să începem. De ce o întrebați pe domnul Nantoi? Dar e foarte corect, a zis că n-are nicio treabă. L-am întrebat, n-a putut răspunde. Vă întreb Eu cred că și ceea ce s-a invocat, Gazeta Pravda și tot așa mai departe, tot e din izoblăstii fantastice, dar asta e altceva. Nu, dar nu, să nu-mi dictați pe cine eu trebuie să invit sau nu la emisiuni. Am decis că domnul Antoi este foarte reprezentativ dacă dumneavoastră pretindeți că sunteți echidistantă, că sunteți corectă, pretindeți, da? Pentru că eu am altă părere, dar asta e părerea mea. Vă aparține, aveți tot drept. Exact. Deci, eu cred că normal era să fie acest cetățean aici și să-mi spună în față ceea ce are de spus. Domnule Grosu, domnule Ciuban, eu nu v-am invitat să discutăm toată emisiunea despre ceea ce a declarat domnul Grosu. Este doar un mic subiect al emisiunii. Noi discutăm despre campanie. Ok. Și vreți părerea mea mai departe? Da. Îmi permiteți asta să în primul rând. În al doilea rând, vă rog foarte mult să nu-mi dictați pe cine eu trebuie să-l invit, da, și pe cine vă rog și dumneavoastră să nu mă educați în această emisiune. Dar atunci nu trebuie să mă educați pe mine ca jurnalist. Nu, eu v-am spus că nu este corect să o întrebați pe domnul Lazanant. Am auzit solicitarea, sunt extrem de deschisă și vom încerca după pauză să-l telefonăm pe Igor Grosu. Neapărat. Colegii mei din regie pur și simplu n-au numărul lui de telefon. Eu înțeleg. Da. E atât de negăsit acest cetățean care este al doilea. Nu, se întâmplă lucruri ciudate, domnul Ciuban. Iată, domnul Renato Usate. Domnul, eu am ascultat cu mare atenție. Nu, eu pur și simplu așa spun, aproape camaraderește. Domnul Renato Usate, cu dânsul colaborează serviciile speciale din toate țările, poliția din toate țările. Dată telefonul doamnei Maia Sandu, eu nu l-a avut. Se întâmplă. Eu înțeleg și doamna Marar nu poate să aibă telefonul domnului Grosu. Deși sunt sigur că dacă eu am numărul de telefon al domnului Igor Grosu. Ok, perfect. Nu și colegii mei din regie. Bine. Le transmit. Am închis subiectul, da. Dacă domnul Grosu vă răspunde, discutăm și cu eu cred că era bine să dați acea înregistrare, deși nu știu cum a fost făcută și cu certitudine nu încurajez în niciun fel un astfel de... Dar dumneavoastră ați ascultat până la capăt înregistrarea? Nu mi s-a transmis. Eu v-am zis că am venit de la o ședință, deci... Eu am ascultat înregistrarea. Ambele. Eu cred că este bine să fie pusă pe post ca să ne facem concluzii cu toată lumea. Deci nu să scoatem din context. Pentru că mie mi se pare că pentru un candidat integru, cum se prezintă Maia Sandu, cum pretinde a fi, deși noi am demonstrat, începând cu top 10 manipulări și top 10 minciuni, că nu poate nici de cum să fie un candidat integru în acest sens, deci era normal să publicați această înregistrare. Pentru că mie mi se pare foarte grav. Eu vreau să spun un lucru, domnul Ciuban. Eu văd că dumneavoastră m-a învățat să facem jurnalism aici. Eu nu vă învăț, eu vă învăț să fiți obiectivă. M-ați chemat, m-a acuzat, fără un cetățean. Eu m-am întrebat ce a fost asta, la fel cum pe domnul Nantoi. Haideți, spuneți. După mine, acel blogger care a publicat acest lucru nu este credibil. Înregistrarea este cu... Da, nu este credibil. De ce? Păi da, confirmam vasul că e înregistrare.
No, dacă îmi permiteți, eu vreau să spun... Nu este că de ce așa n-am publicat? Stați-o, dar acum... Da, nu, da, stați-o... De dracul corectitudine, nu, vreau să... Nu, care corectitudine? Vreau să cineva, așteptăm acele două minute. Deci, aceste interceptări sunt legale? Asta eu nu știu. Nu, nu știu. Păi stați, fraților, în ce țară eu trăiesc? În ce țară eu trăiesc? Cetățeanul aici i-a apărat dreptul la viață privată. Ce fel de viață politică aici la noi? Cineva arată filmulețe despre sex în niște condiții? Cineva niște interceptări telefonice? De ce eu trebuie să cred autenticitatea acestor pretinselor interceptări când în ziua de azi tehnica de calcul poate să mă facă pe mine mai numere din mă rog? De asta eu cred că dumneavoastră nu trebuia să acum să... pătiniți pentru Igor Grosu. Nu, trebuia să vină aici și să răspundă pentru cuvintele este sale. Este un fapt demonstrat că domnul Ilan Șor a devenit, nu știu din care cauză, generos și a... Ilan Șor e un hoț care trebuie să stea la pușcărie. Să fie clar. El nu este un hoț. El este un hoț util. Nu, el este un hoț, indiferent, este util, putil sau nu știu cum. Deci, acest cetățean trebuie să stea la pușcărie mulți ani de zile pentru ceea ce a făcut. Alături de toți membrii Alianței pentru Integrare, așa numită, pentru euro, pentru ce s-a întâmplat cu banca, cu BEM-ul, cu aeroportul și cu miliardele. Deci, eu vă rog foarte mult să puneți această înregistrare. Domnul eu nu exclud... Domnul Ciuban, eu am înțeles că mă rugați, eu vreau să întreb pe toți colegii... Da, o să puneți? Nu, eu vreau să întreb pe toți colegii din platou dacă sunt de acord ca noi să punem această înregistrare. Eu nu sunt sigur dacă noi nu încălcăm legislația. Noi încălcăm legislația. Dar ce fel de legislație puteți să încălcați aici? Pur și simplu... Nu, aici este o altă situație. Nu, eu pur și simplu vreau să vă spun. Da, eu am ascultat o clipă. Eu am ascultat foarte... Domnul Antoliu. Domnule Ciuban, mie îmi place cum dumneavoastră, știți, că ni citau, nu asuждаю. Eu am ascultat de două ori înregistrările. Dați textul, este textul. Care e problema? Poate domnul Galoi, care a fost învinuit astăzi, că nu știu ce... Dumneavoastră nu ați ascultat. Și faceți concluzii, dar eu am ascultat. Pentru mine a fost suficient. Ceea ce am auzit pentru mine a fost suficient. Ceea ce mi-au spus colegii juriști. Au fost discuțiile între două persoane, unde o persoană explică care sunt regulile de... Cine este o persoană? Se spune că Igor Grosu. Păi a confirmat, PAS, este Igor Grosu. Nu, Igor Grosu sau... Nu, acum nu asta contează. Nu există nu sau da. O persoană care este Igor Grosu, confirmat prin comunicatul Partidului Acțiune și Solidaritate. Foarte bine, vă mulțumesc că mă ajutați. Explică cum, conform legii, poate fi finanțată campania. Care este plafonul pentru persoană fizică? Care este plafonul pentru persoană juridică? Așa n-ajunge la numitorul comun. Dacă dumneavoastră, ori eu am scos din context, ori dumneavoastră ați scos din context. Eu zic să fie felul următor. Pentru toată lumea să publicați acest... Domnul Ciuban, eu vreau să discut cu toți... Cine este a doua persoană de acolo? Eu vreau să discut cu toți invitații din acest studio, să întreb pe ei dacă sunt de acord că noi să punem această înregistrare. Spun... Dar cel mai bine, eu să citesc titrele, pentru că au fost publicate titrele. Așa va fi mai corect. Pentru că eu nu știu cum au fost... Eu sunt o persoană vizată în cazul de față, ca să înțelegeți. Da? Deci pe mine m-a vizat personal. Eu de dumneavoastră nu se discută în această... Slavă Domnului! Nu se discută, da? Deci, aici se discută despre tovarășul... Deja ne-a sunat 10 minute... Băi, m-ați invitat la emisiune. Eu înțeleg, dar noi vedeți... Și ați vrut să faceți acuzat de mine. Și ați ascuns o informație. Domnule Ciuban, care este grav. Domnule Ciuban, da. Eu v-am întrebat. Eu am fost învinuit astăzi de dimineață. Eu am înțeles care este tactica mea. Nu este tactica mea. Eu am înțeles care este tactica mea. Întreagă... Eu înțeleg care este tactica noastră. Eu vreau noi să luăm direct prin telefon pe Igor Grosu și discutăm cu dumneavoastră și cu domnesa. Aici punem punct. Eu nu vreau ca dumneavoastră acum să faceți strategii electorale în timpul emisiunii. Dați voi o propoziție și eu finalizez acest gând și dumneavoastră treceți unul. Deci, ceea ce este foarte grav din ceea ce am auzit și ceea ce mi-au explicat juriștii, este modalitatea de a omite declarațiile financiare depuse pentru Maia Sandu. Asta deranjează în această discuție. Că cine este la un capăt al firului sau la alt capăt al firului, trebuie să se ocupe procuratura și CNA-ul. Dar cum evită ca să fie încasați banii pe Maia Sandu pentru că îi controlează cec zilnic, asta este grav de tot. Iată, aici este cea mai mare problemă. Mă înțelegeți ce vreau să spun? Eu mă înțeleg. Noi neapărat om discutat asta și cu Igor Grosu. Îl aștept pe domnul Grosu foarte să intervină. Vă rog să ne spuneți. Nu, o singură precizare vreau să fac în legătură cu aceste înregistrări care au fost astăzi publicate. Eu chiar nu înțeleg de ce acel renumit blogger, dar și o parte din presă,
dau în calitate de Vyacheslav Galoi poza unei persoane care nici măcar nu este Vyacheslav Galoi. Acesta este un avocat cunoscut, Eduard Rudenko, care este la ora actuală avocatul Anii Ursache și al lui Vyacheslav Platon. Și de ce peste tot este răspândită fața unui avocat și este prezentată ca și Vyacheslav Galoi, eu nu înțeleg. Eu am citit asta ca un fel de mesaj, ca un fel de mesaj avocatului. Cum, să fie atent. Cum secretarul PAS îi spune cum să omită legislația ca să încaseze banii. Secretarul PAS neapărat îl întrebăm. Din asta personal îl întrebați, domnule Boțan. Pentru ce asta și de ce a apărut și ce în general ați înțeles dumneavoastră din toată povestea? Eu am înțeles un lucru care cred că toată lumea l-a înțeles. Există un candidat care trebuie cu orice preț defăimat. Această defăimare s-a început pe 26 octombrie, atunci când oameni cu reputația compromisă s-au apucat să susțină candidatul respectiv. Un alt suporter, în ghilimele, al doamnei Maia Sandu, care este sub învinuire, care este principalul erou al raportului Kroll, iată că, de asemenea, se angajează să o ajute pe Maia Sandu. Iată ce am înțeles eu din toate aceste lucruri. Dacă formula domnului coordonator este una pe care o știm cu toții, că nu contează că diavolul este negru, important ca îngerii să nu fie albi, adică trebuie mânjit un om cu, prin toate metodele. Mai există lucruri care sar în ochi. Deci dacă aveau răbdare, dar nu știau că asta nu va merge, trebuiau să aștepte ca celui căruia i s-au transferat banii sau formațiunii să se folosească de ei și atunci poți invoca argumentul că, uite, a acceptat banii. În momentul când ăștia au rejectat banii, au fost nevoiți să ia prăjina înainte și să spună, domnule, uite, a avut loc o astfel de acțiune. Lucrurile mie mi se par foarte clare. Eu cred că cei care sunt vizați în această istorie, mă refer la Partidul PAS, au o minunată ocazie să învețe toate tehnicile care sunt folosite în această țară, care, iată, trebuie să depună cerere pentru a deveni candidat la intrarea în Uniunea Europeană. Astea sunt lucrurile pe care trebuie să le înțelegem cu toții, să le însușim. Iată ce am înțeles din toată istoria. Domnul Ciure, dumneavoastră, ce ați înțeles? Eu am înțeles un pic altfel. În primul rând, eu am înțeles că situația încă nu este clară și urmează să fie clarificată. Și aș vrea foarte mult ca situația, sigur, să fie clarificată până la alegeri și nu după. Sigur, lucrul care deranjează în această înregistrare, ce a zis Șor, bun, el putea să zic multe lucruri, a făcut niște declarații ciudate, dar e greu să le comentezi. Însă, această înregistrare despre care vorbim conține un lucru deranjant și faptul că persoana despre care se spune că este Igor Grosu spune că nu va lua bani, banii să nu fie transferați pe contul candidatei, ci pe contul partidului. Sigur, acest lucru trebuie să fie clarificat și este foarte important ca cei de la PAS, și asta va conta în cele din urmă, în ziua de duminică, ca cei de la PAS să infirme acest lucru și să cumva să explice ce s-a întâmplat. Un alt lucru care deranjează și care trebuie să fie discutat este momentul când s-a luat decizia de a returna bani. Din punctul meu de vedere, dacă ei au știut cu cine au de-a face și totuși este omul lui Ilan Șor, omul care se zice unul dintre oamenii care a furat miliardul, banii trebuia să fie rejectați sau respinși imediat. Dacă banii au fost acceptați și au ajuns pe cont, iar ei astăzi au luat decizia să îi întoarcă, nu este ok. Și atunci noi trebuie să discutăm mai departe. Deci aceste lucruri trebuie să fie clarificate și dacă se va dovedi că totul a fost o făcătură, cum zice domnul Boțan, și asta trebuie să fie demonstrat până la alegeri, atunci e ok și noi continuăm. Ceea ce a fost declarat de către cei din PAS este că ieri, pe parcursul unei singure zi, au fost făcute 3-4 tranzacții, cât 70.000 de lei. Igor Grosu este de acord să intervină în direct, după pauză îl sunăm. Cea mai mare plăcere. I-am scris acum. Ceea ce a fost făcut, asta ieri pe parcursul zilei au fost făcute 4 tranzacții a câte 70.000 de lei și cei din partid primesc date de la bancă extras din contul lui bancar la ora 5. Când au văzut la ora 5 ce fel de extras este acesta, ei s-au adresat organele nu știu care, domnul Grosu ne va povesti. Și dimineața, în dimineața zilei de astăzi, deci imediat a două zi când băncile deja lucrau, s-au adresat
la bancă ca să fie returnate, să fie returnată toată suma. Asta ceea ce m-am înțeles eu. La fel din discuție, eu chiar nu știu dacă e corect să punem sau nu, eu mai bine voi citi un pic mai târziu discuția. Ceea ce am înțeles eu personal din discuție este faptul că se discută cum nu deodată să fie văzut că se finanțează campania, pentru că știți cum, motivele pot fi diferite. Eu mă gândesc, există mulți oameni de afaceri. Stai, noi vorbim de un candidat care pretinde că este integru. Domnule Ciuban, nu este vorba, eu am auzit acolo cuvinte, conform legii se raportează rapoartele de partid se raportează odată la jumătate de an, rapoartele în cadrul campaniei în fiecare zi sau săptămână, o clipă. Eu vă rog să-mi permiteți să vorbesc. Sunt și eu în emisiunea mea prezentă. Se vorbește despre faptul ca să nu fie trecut deodată asta în raport. Eu stau și mă întreb, în condițiile de astăzi, nu să nu fie trecut în raport, să nu fie controlat de CEC, pentru că odată la jumătate de an se controlează partidul, iar în fiecare zi se controlează candidatul. Nu duceți în eroare. Eu voi citi asta, domnule Ceban. Păi trebuie să citiți din start, dar nu să... Nu știți, eu în timpul pauzei vreau să pornesc, să nu fie sunet. Păi trebuie să fiți pregătite, pe ați venit să faceți emisiune și show, după cât înțeleg eu. Show? Nu niciun fel de show. Cum nu este show? Stați o clipă, eu vreau să vă întreb, domnule, o clipă. Putem admite că, de exemplu, există oameni care vor să finanțeze pe Maia Sandu, dar se tem să o facă deschis, se tem. Pentru că imediat vor veni cei de la FISC, cei de la VAMA, cei de la diferite organe de control. Și de ce vor, ca această informație să fie publicată abia după campanie, dar va fi publicată conform legii. O mică precizare. Deci, este evident că în Republica Moldova, pe durata ultimului timp, a fost impus o atmosferă de frică. Această atmosferă a fost impusă de regimul Plahotniuc. Această atmosferă o resimt primarii care aveau ordinul de a scoate cu dinții voturile pentru Marian Lupa. Acum, tot cu aceiași dinți, trebuie să scoate voturi pentru Igor Dodon. Și un oricare candidat la funcție de președinte, domnul Igor Dodon, când a fost întrebat, dar cum stăm cu finanțarea PSRM-ului prin offshore, a spus, eu sunt candidat independent, eu nu sunt cu partidul. În Republica Moldova... Dar ce interpretați dumneavoastră cuvintele domnului Dodon? Dar ce? El e... Dar de ce le interpretați? Pentru că acum le trunchiați. Nu. Ba da? Nu. Ba da? Eu așa am înțeles, asta e dreptul meu constituțional. Păi da, deci, nu, fiecare nu, înțelege ce vrea. Mai departe, dați citatul, da, eu așa înțeleg. Partidul Socialistilor este finanțat prin companii offshore și domnul Dodon fiind întrebat de jurnalist... Noi am auzit de multe lucruri care sunt invocate domnului Dodon și eu am înțeles că dumneavoastră se face de vină pentru toate lucrurile care s-au întâmplat ultimii 7 ani de zile. Eu cunosc persoane concrete care inițial s-au repezit să devină membri PAS-ului. Și pe urmă au constatat că asupra rudelor lor au fost intentate dosare penale. Eu cunosc persoane concrete care... Dar puteți să dați nume? Nu. De ce? Nu, de ce? Eu trăiesc în Republica Moldova. Eu n-am dreptul din partea acestei persoane. Eu nu intentez. Asta e top manipulare despre care a vorbit astăzi. Da? Pentru că partidul dumneavoastră... Interviu cu sirieni nu-i manipulare. Interviu cu sirieni nu-i manipulare. De stejarul îngălbinit, da? Care îmblă astăzi domnul pe țară și spare... Stăpâniți vă imaginația. Știți ce am constatat eu? Este un centru, dar care generează niște clișee și bârfe, pe care le repetă domnul Dodon, pe care le repetă domnul Ciuban, pe care le repetă Bogdan Țirdea și unii blogi. Și este încă o tactică a Partidului Socialistului. Atunci când domnul Dodon discută cu doamnul Maia Sandu, a spus asta Dodon? Chiar ieri Igor Dodon a întrebat pe domnul Sandu în cadrul dezbaterilor. Încă o dată întreb. A spus asta Dodon? Deci haideți și nu atribuiți lucruri pe care nu le-a făcut domnul Dodon sau cineva din membrii partidului nostru. Domnule Ciuban, am întrebat-o despre aceasta și pe pliantele în susținere candidatul dumneavoastră, inclusiv în ziarul oficial. Nu ți-mi minte cum se numește. Eu vă rog să deschideți, el este pe internet. Îmi pare foarte rău că acest ziar nu este aici acum. Dați-l, vă rog frumos, în studio. Ieri a fost în studio. Eu rog frumos, colegii mei care ne privesc la momentul de față, dacă este posibil să aduceți un ziar socialiștii aici, în platou, până la finalizarea acestei emisiuni. Vă rog foarte mult. Vă rog. Deci nu băgați în gura domnului... În ziarul oficial, în susținerea candidatului la funcție de președinte Igor Dodon, se scriau topul minciunilor candidate Maia Sandu și printre care a fost 30.000 de refugiați sirieni care vor fi primiți în Republica Moldova. Deci dumneavoastră spuneți acum o bârfă fără precedent și eu vă demonstrez, dacă acum mi se aduce ziarul, vă demonstrez că sunteți o mincinoasă ca și candidata pe care o susțineți. Domnule, acum vă explic foarte clar.
Dacă îmi găsiți un citat de al lui Igor Dodon despre acești 30.000 de sirieni, deși noi ne-am documentat foarte clar la acest capitol, apropo, unde a fost la summitul cu Merkel, apropo, care s-au fost angajamentele luate de Beregoi acum de 5-6 octombrie, că putem admite atâția sirieni sau migranți. Sunteți un executant foarte docil, dar ineficient. Deoarece dintr-o parte se vede cum dumneavoastră sunteți programat, țâșnește agresivitate. Doreți să ascundeți că domnul Dodon este un altă domnului Plăhătniuc. Doreți să ascundeți că domnul Dodon a mințit când a depus declarațiile de avere. Doreți să ascundeți că domnul Dodon ca și domnul Plăhătniuc sunt niște progenituri ale regimului mafiotic creat pe timpul lui Voronin. Așa? Doreți să ascundeți că domnul Dodon este implicat până în nări în schemele corupte pe timpul lui Voronin și după aceasta, vă rog frumos. Asta zice o persoană care a sărit cu parașuta pentru filat, a făcut campanie pentru Plăhătniuc. În 2007 a fost într-o partid cu Leancă, a făcut coaliții cu Chirtoacă, a vândut Partidul Social-Democrat lui Mușuc. Eu n-am federalizat Moldova cum o face Dodon cu Valeriu Dețcai. Încă o dată? Da. Și acum participă pentru... De ce n-ați sărit cu parașuta pentru doamna Maia Sandu? Nu sunteți atât de hotărât. Eu nu am nevoie de indicațiile dumneavoastră, dar... O singură frază. Cine îmbrăște acum tot felul de murdării prin țară despre retragerea cetățenii românești la oamenii simple? Cine îmbrăște despre război cu Ucraina? Cine vorbește despre închiderea prăjurilor? Eu sau Ghebelsul de la Jurnal TV? Ghebelsul este angajatul vostru, deoarece Partidul Socialiștilor, Igor Dodon, când e cu doamna Maia Sandu, o atacă pe doamna Maia Sandu cu bărfile primitive care sunt inventate. Nu, i-a prezentat că a votat pentru Miliac și ieri a recunoscut, a zis că pentru deponenți. Dați-mi voi să termin fraza. Când partidul de susținător, domnul Ceban își aduce aminte că eu am fost în Frontul Popular. Păi ați fost. Da, am fost, da. Domnul Ceban spune că eu am vândut partidul lui Eduard Mușu. Dar cu i-ați vândut? Dar eu nu l-am văzut, domnul Ceban, ești un ticălos. Dar ce ați făcut cu el? Ești un ticălos. Păi ați fost în cealaltă acolo. Ești un ticălos. Cum a ajuns Mușuc acolo? Partidul este o chestie deschisă, nu e o sectă. Din nicăieri, cum a ajuns Mușuc președinte a partidului? Domnul Ceban, repete aceste domnul Dodon a cumpărat pe de la Crălov partidul. L-a cumpărat? Da, Valentin Crălov. L-a cumpărat, dar nu, eu nu înțeleg. Studiu, Valentin Crălov, Veronica Brancioc, studiu. Nu mă prezint, eu văd că dumneavoastră atacați oamenii. Deci, atunci când aici anunțăm scurtă pauză publicitate, domnule Boțan, eu propun să și asupra dumneavoastră, l-a cumpărat ori nu l-a cumpărat? Spre diferit, spre diferit. Haideți să revenim, da. Revenim după o scurtă pauză, rămâneți cu noi. Noi am revenit în studio, discutăm cu reprezentanții candidaților la funcția de președinte. Înainte de pauză, domnul Ceban, dumneavoastră mi-ați spus să vă găsesc unde în ziarul dumneavoastră oficial este scris despre jos, scandal, pe mijloc. Scandal набирает обороты. Санду и сирийские беженцы. В сети на днях появилась сенсационная информация о том, что Майя Санду на встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель заверила главу ФРГ, что готова принять беженцев на территории Молдовы, в случае, если она станет президентом, и от ее решения будет зависеть этот вопрос. Более того, называлась даже цифра беженцев, которую может принять наша страна. 30 тысяч. Новость о сирийских беженцах сполошила Молдову. Мы решили разобраться и подняли документальные факты и обязательства в наших отношениях к ЕС. Премьер и бывший начальник Санду Юрий Лянка 27 июня 2014 года Молдову подписал соглашение с ЕС, по которому Молдова обязуется содействовать решению вопросов миграции в ЕС. Это подтвердил госсекретарь МВД РМ Михай Берегой на 67-й сессии Исполнительного комитета ООН. 9 сентября 2015 года Европейская комиссия внедрила механизм распределения беженцев по квотам, а в августе 2016 еврокомиссар по вопросам миграции Димитрис Авдарамопулос призвал штрафовать страны за отказ принять беженцев 250 тысяч евро за каждого. Но вы не сказали, что это европейские страны, мы не являемся еще европейской страной. Дальше. На просьбу журналистов прокомментировать эту информацию Санду не дает внятного ответа. Doamna Sandu, în fiecare dezbatere și apariția publică a dezmințit această informație cu vehemență. Я могу продолжить, да? Клип, eu vreau încă să termin gândul. Да. Ceea ce dumneavoastră scrieți в сети на днях появилась сенсационная информация, nu este в сети, dar este site-ul actualități.media, care este afiliat Partidului Socialiștilor din Republica Moldova. Dacă intrăm chiar acum pe site, vedem tot ce este legat de campania dumneavoastră. Acolo a fost vinerea trecută prezentat un video cu trei sirieni pe care
care un jurnalist de la Actualități Media i-a întrebat pe trei sirieni care vorbesc despre faptul că da, în țară... toată lumea... Da. Dumneavoastră răspundeți pentru cuvintele astea? Pe site-ul Actualități Media a fost publicat acest video. Eu vă întreb, dumneavoastră răspundeți de cuvintele astea? Eu când spun, eu spun. A doua zi, această știre a apărut peste tot. Inclusiv la posturile de televiziune NTV în Moldova, Accent TV. Dar cel mai interesant lucru, Prime, Canal 2, Canal 3, publică. Și peste tot se vorbea despre refugiați. Peste tot. Această informație a fost dismințită de zeci de ori, numai că nu știu de ce, nici în știrea pe care au plasat-o pe posturile dumneavoastră de televiziune, nici cele din holding. Eu am o întrebare. N-a fost această dezmințire. Eu stau și mă întrebare. Dar președintele hotărăște problema privind primirea... Asta deja altă întrebare. Este prea complicat. Asta încercați să logic să... Vedeți, cu atacuri și acum dați înapoi. Vedeți? Cine atac? Nu. Eu nu dau nicăieri. Nu interpretați cuvintele mele. Okay. Eu vă dau. Lămuriți, iată. Da, lămuriți. Da, explicați. Deci, eu vreau să fie fixat acum pentru cameră. Foarte, foarte atent, fixat pentru cameră, că cei de la actualități.media au făcut acest video. Dacă nu demonstrați acestei, eu vă spun... A fost publicat pe actualități.media. Acum ascultați-mă. Eu v-am ascultat. Nu manipulați. A fost publicat. Nu manipulați, încă o dată. A fost publicat în YouTube. Respectiv, ascultați-mă mai departe. Dumneavoastră a spus că video-ul au făcut cei de la actualități.media. Asta deja, știți, noi aici putem să ne ascundem după virgule și așa mai departe. Dă-vă ne prechidă-vă durăcă-mi. Я тебе очень прошу. Во-первых, не надо меня оскорблять. Я тебя не оскорбляю. Просто ты на сегодняшний момент сказала некоторые вещи, которые не соответствуют действительности. Давайте тогда я вам скажу, что соответствует действительности. Не соответствует действительности. В пятницу появился аккаунт в YouTube, который называется то ли Free Syria, то ли я уже не помню, как-то он называется. И там появляется видео, которое, кстати, было опровергнуто теми тремя сирийцами. Сегодня они что-то сказали по актуализациям, да? Они опровергли. Секундочку. Еще раз. Появляется видео, которое очень скоро становится объектом новости, субъектом новости на сайте Actualitets Media. И уже все начинают распространять это в Фейсбуке. Дмитрий Васильевич, вы так могли указать и грабы. Господин Чубак. Если хотите, я делаю поправку. Первый сайт, на котором... Появилось это видео. Я понимаю, что вы сейчас можете сделать еще 10 сайтов, которые покажут, что появилась эта новость на 10 минут раньше, чем на Actualitets.md, но абсолютно все люди, которые так или иначе на Фейсбуке представляют себя как активные сторонники вашей партии, стали распространять эту новость. Значит, и она вдруг появилась во всех образом. Телеканалах. Вдруг. Первое. Статья 14 соглашения об ассоциации. Я просто достаточно подготовлен для этого вопроса. Ну, давайте. Статья 14 договора об ассоциации говорит о том, что стороны должны обеспечить в этом смысле миграционное сотрудничество. Это первое. В это каком правда. В этом? Вот в этом смысле. В контексте каком? Европейских договоренностей. Да. И это касается не только стран ЕС. Европейские договоренности – это внутриевропейские договоренности. Я вас очень прошу. Аккорду де асочери есть 17 алти церкари, но он не имеет... Давайте вы не будете втроем говорить, да? Нимик, или вы хотите получить от меня ответ, или... Ну, я врел с факу оказации. Președintele хотарешты проблемы. Иоанн Серебин. Eu afirm cu toate certitudinea că acest video n-a fost făcut de către actualitățile mele. Eu am făcut corectarea. A apărut pe actualități.media. A apărut. Atunci vă rog să nu mai manipulați. Mai a apărut pe actualități.media. A apărut pe foarte multe site-uri. Imediat după ce a apărut care pe actualități.media. Care au interes. Imediat să după ce a apărut un pe actualități.media. Deci, a doilea lucru. Ați făcut referință la un text din ziar. Oficial al partidului dumneavoastră. Okay. Ce nu este corect acolo? Domnul Ciuban. Deci, repet, articolul 14... Dumneavoastră publicați o manipulare crasă. Nu, domnul Ciuban. Da, asta este un joc atât de dacă eu găsesc acum. undeva da. O informație denigratoare la dumneavoastră da. Și eu și-o public, da. Asta înseamnă că eu procedez da. Fără a verifica. Asta înseamnă că eu procedez corect. Asta cu 3 milioane spuse de Voronin. Care-i problema? Poftim? De aici, de dimineață până seara, spuneți toate lucrurile astea. Și Renato Osată, eu stat în camera vecină. Acum, voi nu puteți proba lucrurile astea, dar eu pot să vă spun unde să iau chestiile cu acordul de asociere. Domnul Timofte, președinte, este un fapt real. Eu rog pe rând să vorbim. Eu vreau să fac o acuzație și mai grav. Dar pe rând să vorbim. Hai.
Domn Boțan, dumneavoastră răspundeți sau... Eu am să răspund. Eu n-am înțeles. Președintele răspunde de politica de imigrație. Deci eu am să vă răspund imediat. Dar răspundeți odată, da sau nu. Domn Boțan, eu vă rog frumos. A fost citit un pasaj. Eu vreau să fie foarte clar. Articolul 14 din acordul cu privire la asocierea Republicii Moldova la Uniunea Europeană indică despre necesitatea obligativității soluționării unor întrebări care țin de migrație. 1. De acord? De acord. De acord. Stați, de acord. 2. Tovarășul Beregoi, care nu este de la MVD, dar este de la Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene, la sesiunea ONU, în perioada 5-6, ascultați-mă până la cap. De competență, politica externă ține de competența. Competență. Apropo, spuneți-mi, răspundeți-mi la altă întrebare. Ce are aceasta cu o promisiune despre care scrieți dumneavoastră în ziarul dumneavoastră oficial, cu promisiunea de a primi refugiați în Republica Moldova? Chipurile, candidatul la funcție de președinte Maia Sandu a promis asta. Ce are asta? Să mă întreb un lucru. Eu am înțeles asta. Citiți încă o dată, vă rog. Eu am citit deja. Doamna, interpretați lucrurile. Și eu vă prindem a patra oară în această emisiune că întoarceți lucrurile așa cum vă place dumneavoastră. Domnule Ciuban, după pauză de publicitate, eu vă arăt această la summitul PPE? Ce s-a discutat, da? Unde s-a întâlnit cu Merkel? Eu vă spun. Tu dai, spuneți. Politica migrațională și sancțiunile împotriva Rusiei. Și? 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 Ok. Haideți să mergem mai departe. Deci asta a fixat articolul 14. O secundă. Asta se numește legată de informație. Doamna Ceva, eu am o întrebare tare simplă. Alb este alb. Dumneavoastră continuați să spuneți că alb este negru. Sau negru este negru. Asta dumneavoastră ați scris la dumneavoastră în bloc. Asta dumneavoastră ați scris la dumneavoastră în bloc. Asta devine aberant. Dar dați-mi voie să-l întreb un lucru. Ieri domnul Dodon a spus că trebuie să vă faceți campanie. Să finalizez gândul. Stați. Dar dumneavoastră nu răspundeți. Domnul Dodon a spus că îți vedeți că asta ne ajută. Domnul Dodon a spus că nu trebuie să ne ajute. Dați-mi voie să finalizez gândul dacă m-ați chemat în emisiune. După alegeri trebuie să dea mâna. Eu vreau să-l întreb și pe dumneavoastră și pe domnul Dodon, eu ca și cetățean, după ceea ce face Accente, după ceea ce face ziarul dumneavoastră, cum aveți de gând ca contracandidatul respectiv să dea mâna pe dumneavoastră? Ce face ziarul nostru incorrect? El nu scrie că vaina e da donă ta vaina, nu scrie că da donă ta Ucraina, da trebuie pe dar eu aici sunt azi. Da. Deci dumneavoastră, încă o dată, pentru telespectatori, găsiți pe Unimedia, alb și negru, emisiunea cu participarea domnului Dodon din 19 martie 2014, în care domnul Dodon spune că Republica Moldova trebuie să ceară teritoriile istorice ale Moldovei pentru că acum este momentul. A fost așa ceva? Acum dați-mi voie să finalizez acest... Dați-mi până la urmă, eu ca și cetățean, nu vă supărați, eu îmi cer spus... Haideți să terminăm cu migrația. Deci, eu vreau acum să terminăm... Domnule Boțan, nu vă supărați. Deci nu merge, nu merge. O clipă, eu vreau acum să terminăm cu migrația. Eu citesc o știre, răspuns din numele lui Merkel. Cancelarul și Maia Sandu nu au discutat problema refugiaților. Este o dezinformare. Agora, de ce să afli din inima Europei dacă liderul PAS Maia Sandu cu adevărat ar fi discutat cu cancelarul german Angela Merkel posibilitatea de a aduce în Moldova 30.000 de refugiați? Într-o scrisoare adresată reprezentanților Angela Merkel, Agora a cerut o reacție care a venit prompt. Astfel, în exclusivitate pentru Agora, șeful departamentului relații cu publicul al Uniunii Creștin-Democrate din Germania, a cărei președinte este Angela Merkel, Birtil Wenger, a declarat pentru Agora că informația despre 30.000 de sirieni este o tentativă de dezinformare. Și este publicată această scrisoare, acest răspuns și eu vreau aici să punem punct la subiectul. Nu merge. Eu vreau aici să punem punct la subiectul. Nu merge, m-ați întrebat, dați-mi voie să-i spun. Domnul Ceban a venit aici ca să dea peste cap toată emisiunea, ca să fie un haos. Nu m-ați chemat. Care este problema? Nu s-a discutat. Ce să mai discutăm? Părțile reafirmă importanța gestionării comune a fluxurilor de migrație. Articolul 14.1. Okay. Mai departe. Dar fluxurile de migranți sunt într-un sens sau în două sensuri? Haideți să facem în felul următor. Dumneavoastră săriți cu toții trei. Eu dați-mi voi să finalizez gândul. Domnul Ceban, dacă prin Transnistria, care nu este controlată de Moldova... 67 a Comitetului Executiv, a Înaltul Comisariat, al Organizației Națiunilor Unite pe problemele refugiaților, având loc la Geneva, perioada 3-7 octombrie 2016.
Asta e tare deci interesant. Ce spune domnul Mihai Beregoi? Da, asta e tare interesant. Da. Da. Republica Moldova este gata să ofere adăpost refugiaților tuturor persoanelor. Cine a spus asta? Beregoi. Maia Sandu a spus asta? Beregoi. Dar cine e Beregoi? Reprezentantul Dar ce are Maia Sandu Beregoi? Cu care da? Maia Sandu a spus că va colabora. Va cine, colabora. Cine va colabora? Așa a spus Maia Sandu. Cui? Cui a spus ce? Că va Cui? Colabora? Cui? Este publicat în presă, poftim. Președintele răspunde de politica de imigrație? Sigur că da. Inclusiv de politica externă. Da? Da, pe normal. Dar cum? Da, cum? De exemplu, cum se iau decizii? Nu, dragi colegi de lege, eu vă rog, pe o clipă, să închidem microfoanele invitațiilor, că nu vreau să se supere, dar repet, acum citesc scrisoarea oficială semnată de către, o clipă, Bertil Wenger, care este șeful Departamentului Relații cu Publicul al Uniunii Creștin-Democrate din Germania, care președinte este Angela Merkel. Pentru toți cei interesați, aceasta este o tentativă evidentă de dezinformare. Președintele Uniunii Creștin-Democrate a Germaniei, doamna Angela Merkel, s-a întâlnit cu candidatul la funcție de președinte al Republicii Moldova, doamna Maia Sandu, în timpul summitului Partidului Popular European pe 20 octombrie la Maastricht, Olanda. În timpul acestei scurte întâlniri, cancelarul Merkel și-a exprimat susținerea față de Sandu în alegeri. Cu toate acestea, problema refugiaților nu a fost abordată la această scurtă interacțiune. A răspuns pentru Agora Bertil Wenger. Eu nu mai văd sensul să discutăm despre refugiați. Punct. Au pus punct. Au pus punct. Păi nu scrie în documente. De ce mă interesează pe mine ce spune... Da, nu discutăm acum documente. Noi am văzut Zicfried Mureșan care nu a dat dreptul să se implice în campanie. Noi, cum s-a implicat. Îl vedem pe Traian Băsescu, pe Iulian Chifu, îl vedem pe Dan Rungaciu. Vedem o grămadă de oameni unioniști, de exemplu, din România, care astăzi se implică pentru Maia Sandu. Și de ce eu trebuie să-i cred? Ultima întrebare. Pentru faptul că ei vor să vadă Republica Moldova un stat integru și... Deci, domnul, veți denunța acordul de asociere. Bun, dacă e așa de rău, vă asumați acum. Vă asumați denunțarea acordului de asociere. Dumneavoastră v-ați citit cât e de strașnic. Așa. Spuneți-ne acum, vă rog, cu mâna pe inimă, îl denunțați sau nu? Eu vă întreb, cine are prerogativa aceasta? Domnul președinte poate iniția un referendum consultativ. Domnul Dodon ne-a răspuns nouă la această întrebare. A spus că el va convoca un referendum consultativ ca să întrebe cetățenii. Denunțăm acordul de asociere sau nu? Poporul trebuie să decidă. Spuneți, va fi organizat ori nu referendumul? V-am zis, poporul trebuie să decidă. Dar va fi organizat. Exact, da? Domnul Dodon va iniția acest referendum. Plasat, asta vrem să știu. Este plasat în programul partidului. Deci el va convoca. Și platforma electorală. Care da, e problema? Deci va fi un referendum privind denunțarea acordului care de asociere. Care este problema dumneavoastră? Nu, eu vă întreb da sau nu. Păi okay. este plasat. Apoi așa spuneți da, Păi am zis da, ziceți da. Da, va fi electorală. Când? Puteți să ne spuneți când va fi? Va discuta. Igor. Nu, asta e foarte important. Și după denunțarea acordului de asociere, stați alea. Nu, eu vă rog. Regimul de liber schimb. Regimul de liber schimb rămâne în vigoare sau nu? Noi acum discutăm o minciună și nu vreau să ne oprim. Natalia, nu, asta e important. Rămâne în vigoare regimul liberalizat de vize dacă va fi. Îl avem pe efir pe Igor Grosso. Cu certitudine, de ce? Dar referendum privind... Nu aveți respect unul față de altul, care aveți respect față de într-un caz sau altul, Uniunea Europeană nu va respecta dreptul cetățenilor. Republicii Moldova la alegere? În legătură directă, îl avem în legătură directă pe Igor Grosu, secretarul general al Partidul Acțiune și Solidaritate. Domnule Boțan. Eu am înțeles. Eu vă mulțumesc. Eu vă rog, domnule Boțan. Vom avea referendum. Domnul, eu repet, nu vă respectați, măcar respectați oamenii care ne privesc acum. Microfoanele dumneavoastră au fost închise. Domnule Boțan, în zadar vă străduiți, microfonul dumneavoastră a fost închis, la fel și microfonul domnului Ciuban. Domnule Grosu, ne auziți acum? Bună seara! Eu vă ascult, cei din studio nu prea vă ascult. În sfârșit ne-am liniștit, vrem să auzim de la dumneavoastră. Totuși, ce a fost astăzi? În primul rând, ceea ce ține de înregistrările audio care au apărut mai târziu pe pagina unui renumit blogger. Da. Deci a fost continuarea provocării puse la cale de către partidul social. Sluga domnului Plohotniuc Șor. Da. Este într-adevăr este o înregistrare care a fost la oficiul nostru. Deci atât de fricoși. Poza tipului care a venit la noi și l-am deconspirat este una falsă, deci nu este persoana care a fost la noi, acelui personaj. Ceea ce am explicat noi, explicăm de fapt la fiecare om care vine la noi, care e procedura, cât poate plăti dona, mai bine zis, pentru partid, cum o poate face,
și așa mai departe. Deci nimic ieșit din comun. Faptul că acest blogger, la sigur plătit, de, dacă nu de Partidul Socialist direct, ce puțin indirect prin, prin prietenul domnului lider a socialiștilor Dodon, adică domnul Melnic, își face o treabă murdară, da? Unii din ei preferă să câștige bani în campania electorală, dar mă rog, îi privește. Noi vom continua să fim transparenți cum am fost, vom prezenta rapoarte lunare, mâine cel târziu, poimâine vom prezenta raportul pentru luna octombrie și rugăm pe oponenții noștri politici să fie un pic mai inspirați. Dar totuși, la cea înregistrare s-a discutat sau nu? Cum să fie făcut așa încât banii care vor veni la partid să nu fie imediat trecuți în evidență? Deci este, nu, toți sunt trecuți în evidență. Asta e absurd. Toți sunt trecuți în evidență pentru că cecul, una cecul, solicită informații de la bancă pentru că noi declarăm declarăm contul în ce bancă noi avem cont, da? Și cecul solicită informația săptămânală, da, de la bancă, plus noi raportăm la bancă. Unica diferență este că, așa cum ne-a recomandat Comisia Electorală Centrală, noi acumulăm donațiile în contul partidului, din care virăm în contul candidatului, care este unul provizoriu și odată... Deci aceasta a fost sugestia Comisiei Electorale Centrale. Exact. Am înțeles. Domnul Ceban are o întrebare, poate mai multe pentru dumneavoastră. Dacă aveți timp să fiți cu noi pe fir, chiar aș aprecia acest lucru. Da, îl ascult, domnul Ceban. Domnule Grosu, dumneavoastră aveți o dovadă a faptului că eu m-am întâlnit cu Melnic și cum îi spun domnul Ceban, lăsăm asta pentru proces. Păi aveți sau nu aveți? Azi ați spus clar, acum spuneți că direct sau indirect. Ne întâlnim, ne-ați înțeles cum ați acționat în judecată. Domnul Grosu, vă rog foarte mult să vorbiți mai tare la telefon, pentru că noi se aude foarte... Eu vorbesc tare. Eu vă întreb încă o dată, dumneavoastră, afirmați acum că eu m-am întâlnit cu cineva sau nu? Cum v-ați întreținut dumneavoastră cu provocatorul ăsta care lucrează pentru CNA? Eu vă întreb o dată în plus, dumneavoastră nu mă ascultați. Eu m-am întâlnit cu persoanele care spuneți dumneavoastră. Puteți-vă propaganda socialistă din urechi, că s-a auzit bine ce spun eu. Bine? Deci sunteți gata să vă întâlniți cu domnul Ceban într-un proces de judecată, frumos, da? Eu vorbesc cu domnul Grosu, dacă nu ați chemat. Eu l-am întrebat. Că e un fricos care nu vrea să vină. Ce să nu fricos care nu vrea? De ce mințiți, domnul Ceban? Acum spune cu direct sau indirect. De ce mințiți, domnul Ceban? Dimineața m-a acuzat personal. De ce mințiți? Dimineața m-a acuzat personal. Dumneavoastră spuneți că domnul Grosu nu vrea să vină în studio. Nu a fost. Trebuie să vină. N-a fost invitat. N-a fost invitat. Ia mașina și vină în studio, nu chinuie aici pe domnul Mantoi. Nu dispărat, dar tu ești proprietarul. Eu nu înțeleg de ce dumneavoastră mi-ați chiar. Ești proprietarul Zeneșat, trebuie să mă invit. Vine, te rog, Igor, aici în platou să discutăm. Absolut. Lepăd familia numai de dorul tău. Nu de dorul meu, dar de dorul cetățenilor pe care îi mințiți. Deci, nu, puteți să ne arătați undeva unde este recomandarea CEC de a vira în contul partidului și la candidatului? Vreau să auzim și pe domnul Grosu, nu se aude ce răspunde. Da. Deci, uite, Ion, diferența face că tu ai avut o școală foarte bună în ghilimele la Partidul Comunist. Care eu am întrebat o întrebare concretă. Eu mă rog, noi punem întrebări și răspundem, domnule. Cred concluzii, toate insinuările legate de sirieni, de... Nu știu ce acolo, potop, ați mai dat vina domnule Grosu. Deci minciuna are picioare scurte. Domnule Grosu, vrei, dumneavoastră, puteți să-mi arătați recomandarea CEC de a vira banii în contul domnule Ceban, dumneavoastră vreți să dialogați cu domnul Grosu sau nu? Dar ce-mi spun eu de Partidul Comuniștilor și de restul? Eu l-am întrebat o întrebare concretă. Păi nu trebuie să răspundeți trecutul tău, Ioan. Domnul Ceban, pardon. Unde poate fi văzută recomandarea CEC este foarte important. Da, nu. Eu... Nu trebuie să rușinezi trecut. Înveți din greșeli, nu e nimic. Toți învățăm din greșeli. Domnule Grosu, o întrebare foarte simplă. Unde este foarte recomandarea CEC de vira banii în partid și nu la candidat? Pentru domnul că partidul nu este candidat electoral. Domnule voastră, dar nu foarte și simplu. Nu domnul Grosu. Haideți să-l ascultăm. Întrebați-l dumneavoastră ce întreb eu. Haideți să-i permitem să răspundă. Domnul Grosu, vorbiți, vă rog. Păi a fost o tiradă de... N-am înțeles ce a întrebat.
dacă ar vorbi mai clar și mai explicit. Foarte clar. Pot doar să pun întrebarea foarte clar. Unde dumneavoastră ați văzut recomandarea și unde puteți să ne spuneți nouă să vedem această recomandare? Vă răspund, chiar acum, dar dumneavoastră nu a ascultat. Nu, dar v-am spus că n-am înțeles. Unde putem vedea recomandarea Comisiei Electorale Centrale de a vira banii în partid care nu este concurent electoral și nu direct concurentul electoral? Domnul Ciobanu, e o rușine pentru un pretins lider a partidului să nu știți că noi putem vira banii și la partid. Eu vă întreb unde este recomandarea CEP-ului. Eu nu interpret. Eu vă rog. Ce fel de interdict? Asta e hoție. Dar dumneavoastră nu discutați. Asta e hoție. Întreabă de dumneavoastră. A fost viceministrul educației. Asta nu este serios. Asta înseamnă mai mult absurd. Și ce înseamnă absurd? Domnule, este recomandarea CEP-ului. Domnule Gros, am o întrebare. O clipă. Dumneavoastră sunteți gata să vă întâlniți cu Ion Ciuban într-o instanță de judecată? Da sau nu? Vă rog. Sigur. Asta va fi după alegeri. Domnul Ciuban, v-am întrebat pe dumneavoastră sau pe domnul Grosu? După alegeri. Întrebați-o cei ce v-am întrebat eu. Sunați-l acum pe... Sunați-o pe Alina Rusu. Vreți să ne schimbăm cu locurile? Și dumneavoastră ocupați locul moderatorului și faceți emisiune pe placul dumneavoastră. El e destul de mare. Doriți să faceți emisiune pe placul dumneavoastră? Nu-i schimbați pampersurile, încă o dată repet. Doriți să faceți emisiune pe placul dumneavoastră? Ne schimbăm cu locurile. Puneți întrebarea corect. Domnule Grosu, vă întâlniți într-o instanță, într-un proces de judecată cu Ion Ciuban? Sigur, sigur. Cum să ne întâlnim? Mai am special, chiar dacă... Domnule Grosu, unde putem vedea recomandarea pur și simplu asta nu e ilegal. Domnule Grosu, dacă doriți să răspundeți, vă rog, răspundeți. Chiar dacă instanțele de judecată... Domnule Ciobanu, eu vă rog, acum ați oprit. Îl întrebăm pe domnul Grosu, dacă dorește să răspundă, răspunde, dacă nu încheiem discuția, pentru că ceea ce are loc acum, asta nu este o discuție. Puneți dumneavoastră întrebarea asta. Domnule Grosu. Chiar dacă instanțele de judecată sunt la cheremul partenerilor socialiștilor. Voi votați Partidului Democrat. Eu nu vreau să discuții, pentru că domnul Ciobanu pune întrebări, dar nu vreau să aud răspunsuri. Domnule Grosu. Domnul Grosu, eu mulțumesc foarte mult. Prin intermediul acestei emisiuni, dacă doriți, vă invit în emisiune împreună cu domnul Ciobanu, dacă doriți. Se poate separat, puteți fi la telefon amândoi. Nu doriți, dar eu vreau să am o discuție civilizată, dar nu acest linșaj și monolog. Eu mulțumesc foarte mult, domnule Grosu. Dacă doriți ceva să mai spuneți, vă rog să-mi trimiteți un mesaj. Să mesaj și îl voi citi în emisie directă. Aici ne-am oprit. Vă mulțumesc foarte mult. Eu am făcut o sinteză. Dar asta n-a fost discuția. Programul vostru. Vă rog să-mi spuneți unde e scris că denunțați acordul de asociere. Dar nu e scris nicăieri că e denunțat. Cum nu? Dumneavoastră numai ce ați spus? Iată, este martor, este martor. Nu interpretați cuvintele mele. Am spus că... Numai și dumneavoastră a spus că iată în program e scris că denunțați acordul de asociere. Deci ia deschideți la sfârșit. Așa, deschideți. Deschideți așa. Deschideți acum. Da, deschideți. Uitați-vă direct. Direct acolo. Uitați-vă. Unde vă uitați acum și citiți ce scrie acolo. Partenerul strategic cu Federația Rusă. Citiți până la capăt. Așa, acordul privind parteneriatul strategic și nu-i scris nimic. Ce scris acolo? Că va... În același timp vom păstra relații de prietenie cu țările Uniunii Europene și vom insista și... la te revenirea la regimul de comerț asimetric cu Uniunea Europeană. Până acolo, ce scrie cu bold? În termeni restrânse vom obține revizuirea completă a producției moldovenești pe piața rusă. Nu vă faceți că nu știți a citi. Ia citiți ce scris de referendum. În... De referendum? Nu văd. Ia dați la mine. Vă citesc eu. Îți poate o întrebare? Domnule, da, nu, nu, dar e foarte interesant. Da, vă rog, o întrebare scurtă, pentru că trebuie să... Întrebare e foarte scurtă. Domnul Ciobanu. Domnule, da, stați o leacă să-mi arăte unde e scris că este. A, așa. Așa, da. O, mama mea, ce deci, emisiune plecătoasă. Haideți să luăm prima. Regia mă anunță că noi deja am întârziat foarte mult cu publicitatea. Revenim cu programele dumneavoastră, domnul Ciobanu, după o scurtă pauză. Aveți răbdare dacă o puteți avea. Rămâneți cu noi, revenim foarte curând. Am revenit în studio, sper că măcar în această parte a emisiunii nu vom avea o discuție. Eu pot să dau citire la ceea ce n-a văzut domnul Boțan. O discuție civilizată. Eu insist să avem o discuție civilizată. Aveți tot dreptul, puteți, da. Vă rog, civilizați. Dar cum am formulat o întrebare? Cum a fost întrebarea și la ce îmi răspundeți dumneavoastră? Spuneți întrebarea mea. Eu v-am spus. Eu repet întrebarea și dumneavoastră citiți răspunsul, corect? Hai ca să fii corect. Domnul Boțan. Eu repet întrebarea și dumneavoastră citiți. E corect? Va denunța domnul Dodon pe referendum acordul de asociere? Asta a fost întrebarea mea. Acum citiți răspunsul. Citiți răspunsul. Deci, așa. Poporul și doar poporul trebuie să decidă cursul de dezvoltare al țării. Da? Da.
acest lucru poate fi doar prin referendum privind vectorul de politică externă a Republicii Moldova. Da. Între timp, voi înainta inițiativei de revenire a Moldovei la regimul de comerț asimetric cu țările din Uniunea Europeană, un regim favorabil pentru țară, vom păstra regimul fără vize pentru cetățenii Moldovei în UE și în spațiul CSI. Acum să revenim. Răspundeți la întrebarea. Va fi denunțat acordul de asociere sau nu? Eu asta întrebări. Acordul de asociere poate fi denunțat doar de Parlament sau printr-un eventual referendum. Va fi sau nu va fi? Președintele Dodon, dacă va deveni, va denunța acordul, va cere referendum el de denunțare? Nu poate, că nu are asemenea prerogative. Eu vă întreb, va... Deci asta este manipularea trasă pe care... Eu v-am întrebat, de ce manipulare? Eu v-am întrebat. Decide. Va iniția domnul Dodon referendumul de denunțare acord de asociere? Eu v-am spus că este scris în... Da sau nu, eu vă rog. Uitați-vă, eu formulez întrebarea. Va denunța, eventual, dacă devine președinte domnul Dodon, acordul de asociere? Va iniția un referendum în acest sens? Spuneți da sau nu și gata. Va iniția un referendum privind vectorul de politică externă? Asta e altă poveste, ca și de realizare și soluționare conflictului. Lăsăm telespectatorii să... Dar nu trebuie să lăsați telespectatorii, că este unul cheianul care lasă telespectatorii. Spare că domnul va lua cetățenia românească. Eu nu știu dacă le va lua sau nu. El nu va lua. Dar are prerogative. Exact cum are de asta de a aduce migranți. Are sau nu? Are exact cum are. Nu m-am întrebat pe mine eu vreau să vă întreb altceva. Eu vreau să întreb altceva. Ce înțeleg oamenii voi din asemenea discuții și din... Eu pot să vă spun ce înțeleg. Au venit trei cetățeni care astăzi mă atacă și încearcă să... Nu-mi permit să finalizez gândul. Pentru că dumneavoastră, dacă erați corect, acum sunați la CEC și îl băgați pe ăsta în boale de tot. Domnul Cioban, eu v-am spus. Sunați la CEC și întrebați. Eu voi face separat o emisiune, dacă voi fi de acord și doamna de la CEC. Doamna Rusu de la CEC. Și chemați-mă și pe mine. Grosu, eu nu sunt sigur că eu vă invita pe dumneavoastră. Pentru că foarte mulți oameni scriu să nu vă mai invit, pentru că este imposibil de privit emisiune. Vorbiți doar dumneavoastră. Și dacă veți urmări mâine această emisiune, veți vedea că ați vorbit doar dumneavoastră. Și eu îmi cer scuze pentru acest lucru. Ați distorsionat toată emisiunea. În față, domnul, am rugăminte simplu. Să sunați la CEC să întrebați. Este o recomandare a CEC-ului de a vira banii în contul partidului? Dacă doriți, puteți acum să vă adresați la televiziunile care vă susțin sau nu știu ce. Să organizeze urgent o emisiune la care veți participa inclusiv cu președinta Comisiei Electorale Centrale. Eu mâine, poi mâine, voi avea grijă. Ca jurnalist. Eu voi avea grijă să fac acest lucru. Eu cred că este corect ca jurnalist să faceți acest lucru. Eu vreau să formulez o întrebare. Pentru că cetățeanul național, domnul Ceban are menirea de a anihila această emisiune. Deja a anihilat-o. Deja a distrus-o. Emisiunea a fost distrusă. Și eu nu știu cine ne mai privește. Dumneavoastră ați insistat să vin astăzi la emisiune. Eu v-am spus că nu îmi face mare plăcere. Dar am venit. Pentru că am și febră, sunt și răcit. Nu mi-a spus că nu aveți mai plăcere. Acest lucru nu mi-a spus să mai întreb ceva. Deci domnul Dodon a afirmat că va cere teritoriile istorice ale Moldovei. Va face acest lucru sau nu? Eu cis la procuror acum. Tovarăș Boțan, dumneata ai fost stipendiatul lui Plahotniuc și ai primit și premiu și nu știu ce. Și văd ce faceți în fiecare zi. Ce fac? Da? Noi ce fac? Eu cred că emisiunea... Am o întrebare. A votat Maia Sandu pentru un miliard sau nu? Nu, eu am altă întrebare de jumătate. Nu arătați la timp. A votat sau nu a votat? A votat. Pe stipendiul vă rădăm de bancă. Dar răspuns Maia Sandu la această întrebare de 100 de ori deja. Acum, de care 100 de ori? Abia ieri a recunoscut că a votat și a vrut să salveze deponenții. Sport o întrebare. Pe tinul lui Candu. Pe tinul lui Placotiu Vreanță a votat. Ieri a recunoscut. Dar cum l-a votat? Că e votarea secretă. Cum de unde ești? Păi a recunoscut ieri la dumneavoastră. Eu nu știu dacă la noi. Eu nu privesc de emisiune. Badaș prins. Dacă banca aflată în martie 2015. Eu mă rog să vorbim pe rând. O clipă. Toți s-au oprit, domnule Boțan. Toți s-au oprit. Eu vă rog, cei din regie, închideți microfoanele la toți invitații. Chiar acum. Închideți microfoanele la toți invitații. Domnul, acum nimeni nu vă aude. Acum nimeni nu vă aude. Domnul Boțan, o întrebare pentru dumneavoastră. O clipă. Nimeni nu vă aude. Acum ridicăm microfonul domnului Boțan, vă rog. Vreau să întreb. Când ați fost stipendiatul domnului Plahotniuc? Chiar mă interesează această întrebare. Vă rog. Domnul Ciobanu știe când am fost stipendiatul Plahotniuc. Eu vreau să mă adresez domnului Plahotniuc, dacă cumva îi spun asta. Domnul Plahotniuc, luați și publicați toate stipendiile care mi le-ați dat, mile și așa mai departe. Vă rog foarte mult. Vă rog încă un lucru, domnul Plahotniuc. Când ați devenit dumneavoastră șef la Publica și când am plecat eu de acolo, pentru că sunt mulți astea.
și multe, multe alte lucruri pentru cei curioși. Faceți-le odată public ca să liniștească oamenii. Gata, eu mai mult întrebare. Da, vă rog, de mult. Eu vreau foarte calm și aproape filozofic să formulez o întrebare. Iată, Ucraina, război, lăsăm la o parte războiul, dar domnul Dodon recunoaște legitimitatea alegerilor în Duma de Stat realizate la 18 septembrie în Crimea? Deci, haideți să-l întrebați pe domnul Dodon. Da, nu, gata, toate gata, aceste gata, lucruri. Gata, nu trebuie să-mi faceți așa de mână. Gata. Nu trebuie să-mi faceți așa de mână. Șez acolo. Domnule Ciobanu. Nu-mi spuneți unde să stau. Voi ați fost ăștia care ați făcut un bine țării în noiembrie 2014. Cu cât am vândut partidul? Cu cât am vândut partidul? Cu cât am vândut partidul? Măi, ticăloșule, n-ai obraz. No, eu. Domnule Ciobanu. Hai să spun ce am spus. Ai făcut un bine țării, Natalia. Da, Dodon a făcut. În noiembrie 2011 noi am scos de la Gimpo acordul secret privind partajarea asta. De atunci toate emisiunile noastre practic despre asta au fost. În 2014 și noi emisiune. Poftim? Cine a făcut un bine țării? Eu cu dumneavoastră eram în emisiune. Da. Când am scos de la Gimpu acordul de la Gimpu, de unde a scos la Gimpu? Da, eu atunci m-am adresat la toți. Nu i mai votați pe cei care 2014, mă convingeați aici împreună cu Natalia Morari. Domnule Ciobanu, gata, întrebați-o pe Renata Oțea de că el știe. Eu vă rog, domnule Oțea, nu mă faceți să ridic voce. Asta nu este corect față de telespectatori. Ajungeți să manipulați. Stipendia vă plătă. Eu vă rog. Domnule Ciobanu, mi-ați pus întrebarea, vreți să auziți răspunsul. Domnule Boțan, o clipă. Eu vreau să răspund la minciună pe care a spus-o domnul Ciobanu. Domnule Ciobanu, acum ascultați. Eu vă rog foarte mult, să ridicați înregistrarea emisiunii din ziua de joi, îmi pare că, joi, cu 3 zile înainte de alegeri, emisiunea în care eu în public mi-am cerut scuze față de cetățeni pentru faptul că cu câteva zile înainte, de asta am spus că vreau să fac un bine țării, să votez cu un partid pro-european. Și n-am numit. O clipă! Dar votarea lui Timofte! Votarea lui Timofte! Domnule Boțan, aveți respect față de mine, măcar! Om ești l-a votat pe Timofte! Eu vreau să răspund la o minciună! Voronin avea 50% rating, ei l-au votat pe Timofte și ei, dar trebuie să le amintim concetățenilor, iată cine l-a votat pe Timofte și-o salvat, întrebați-o pe Voronin, pe Tkaciuc, pe Iurie Munteanu, el o să vă spună, colegii voștri, ce ați făcut voi pentru această țară, iată acolo întrebați-i. Și alegerile parlamentare au avut loc în 2014. Nu, în 2012. Voi l-ați votat pe Timofte. Voi l-ați votat și ați salvat țara. Și nu m-a întrebat cine a salvat. Eu n-am votat. Eu rog pe cei de Să închide toate microfoanele. Și acum o spun special pentru Ion Ciobanu. Special. Să ridice în înregistrarea emisiunii. Poate greșesc, ori joi, ori miercuri, cu 3 zile înainte de alegeri. În ziua în care a fost scos din cursă partidul nostru, eu personal, în emisie directă, am avut o discuție cu Iurie Ciocan, cu care am discutat extrem de dură, spune eu, referitor la scoaterea acelui partid. Și la sfârșitul emisiunii, asta a fost ultima mea emisie până la alegeri, mi-am cerut scuze public de la cetățeni pentru că am făcut un bine țării, pentru că am spus că într-o țară care pretinde să fie europeană, așa ceva nu se face. Eu sunt sigură că dumneavoastră nu veți scoate acest lucru și nu veți ridica acea înregistrare. Dar eu am considerat corect să spun acest lucru pentru cetățeni. Acum, domnule Ciobanu, ați spus o minciună. Eu, cu 3 zile înainte de alegeri, am renunțat la acel lucru, mi-am cerut scuze în public. Am regretat. Continuați să spuneți minciuni, pentru că eu v-am spus ce s-a întâmplat cu trei... Sandu, a votat Miliardu, L-ați votat pe Timofte. Domnul Voronin și Partidul Comuniștilor câștiga alegerile dacă nu-l votați voi pe Timofte. Asta știe, sigur că da. Este un lucru mult mai grav. Domnul Ciobanu trișează. Votarea Miliardului în guvern și furtul Miliardului sunt lucruri foarte diferite. Bine, și dumneata știe... Eu nu sunt implicat în chestia asta. Eu știu că statul este captiv, că Dodon este candidatul lui Plahotniuc, care are nevoie pentru a încheia piramida puterii, și că statul nu investigează furtul. Dar voi strigați în acest studio cine a votat. Eu vreau să vă întreb, cine sunt partidele care o susțin astăzi pe Maia Sandu? Cine sunt oligarhii? Sturza, Ciopa, de la Jurnal TV, Plahotniuc, care a zis că o susține?
Șoșor. Adăugați șoșor. Șoșor. Da, da. Și apropo, să urmăriți televiziunile domnului Plahotniuc și veți vedea foarte clar pe care dintre candidați. Eu am arătat astăzi pe cine susține. Dumneavoastră nu priviți. Eu am arătat astăzi. Eu am arătat astăzi. De câte ori s-a întâlnit Plahotniuc cu Dodon și de câte ori s-a întâlnit Maia Sa? Și cine a zburat cu Ioan? Dar de unde știți dumneavoastră? De unde știți? Un oarecare Marian Lupu a spus în emisie direct. Eu pur și simplu sunt șocat de modul în care vă comportați. Dumneavoastră care l-ați votat pe Timofte. Partidul Liberal Democrat din Moldova astăzi este persoana care a înaintat inclusiv rating și voi ați plecat și i-a zis inclusiv. Căciuc este pentru noastră om de referință. Iurie Muntean este om de referință. Vladimir Voronin, care v-a făcut oameni, v-a scos în politică. Sunt oameni de referință pentru voi. Să vă întreb un singur lucru. Care sunt partidele care o susțin astăzi pe Maia Sandu? Oamenii o susțin, nu partidele. Cum nu? Partidul Liberal. Acele 38% nu se referă la niciun partid. Ea e susținută de cetățeni. Sunteți un manipulator destul de eficient, deoarece ei fiind emotiv, se lasă provocați. Filat, care este un provocator, 30 de arginți, atât, perioadă spesne. Eu vă rog foarte mult, eu nu mai văd sensul să continuăm această discuție. Da, ultimul cuvânt. Vă rog ultimul cuvânt, pe redrastrelă, nu знаю чим, câte un minut fiecare, vă rog. Și încheiem emisiunea. Da, domnule Ciuban. Ce bine. Eu astăzi am înțeles pentru ce m-ați invitat. Eu am vrut să aud un răspuns foarte clar de la Igor Grosu, cum au fost virați banii acolo și care sunt acuzațiile. Eu am înțeles că acuzațiile în cazul meu sunt scoase. Asta am înțeles. Direct, indirect, deja gata, nu mai persistă. Doi, instanța de judecată, dacă va fi după, iar ceea ce s-a întâmplat este foarte grav. Și faptul că n-ați vrut să telefonați la Comisia Electorală Centrală demonstrează acest lucru. În continuare, astăzi am prezentat top 10 manipulări. Nu va retrage cetățenia românească pentru cetățenii simpli Igor Dodon, pentru că nu o poate face, nu este prerogativa lui. Nu poate să anuleze acordul de asociere, poate să inițieze referendum. Nu este prerogativa președintelui. Nu poate anula vizele. Nu va închide nimeni, nimeni nu va închide frontierele. Nimeni în acest sens nu va. Am ajuns la situații când spun că vor fi cu interzise coletele, automobilele și tot așa mai departe. Toate aceste lucruri sunt plasate astăzi în gura cetățenilor, de la casă la casă, de către partidele oligarhice PLDM, PD, PL, PAS și tot așa mai departe. Deci, stimați concetățeni, am demonstrat și top 10 minciuni și top 10 manipulări. Este foarte urât ceea ce se întâmplă în campanie, numai că dacă facem jurnalism, haideți să-l facem corect până la urmă. Și dacă investigăm lucrurile, haideți să le dăm pe nume și eu aș fi preferat ca Igor Grosu astăzi să se afle aici și furtul miliardelor. Miliardele trebuie să le întoarcă hoții și nici de cum, nu poporul. Domnul Ciuban, neapărat, voi invita la o emisiune cu domnul Grosu. Până la finalizarea campaniei, vă rog foarte mult, cu tot cu Alina Rusu. Dar vă rog să nu mă dictați. Aici, apropo, lumea îmi scrie, mă duce aminte că dumneavoastră în 2008-2009 ați fost adjunctul secretarului Comisiei Guvernamentale pe Integrare Europeană. Cât de tare se schimbă oamenii? Eu n-am fost adjunct la nimeni. Oamenii scriu. Cu excepție. Cu excepție. Adăugând un cliență de comisie. Cu domnule excepție, Ciro. Stimată Natalia Morar, cine vă scrie, da? Da. Cu excepție adjunctului de ministru în Ministerul Educației. Eu n-am fost adjunct. Am înțeles. Domnule Ciro. Bun, eu trebuie să recunosc că nu sunt foarte conectat emoțional la această campanie, faptul care îmi cer scuze. Dar... Pentru că despre dumneavoastră nimeni nu minte. Asta nu sunteți vizat personal. Nu, dar nu e sensul meu să dau din mâini și să strig la emisiuni. Deci, dar eu cred că dacă mă conectam și eu la această emisiune, atunci emisiunea ar fi avut mai curând de pierdut decât de câștigat. Chiar vă mulțumesc că măcar dumneavoastră l-ați strigat. Vă mulțumesc foarte mult acest lucru. Domnule Bățan. Da, eu regret că așa a ieșit emisiunea asta, dar mă văd în situația după ce am devenit stipendiantul lui Plahotniuc. După ce s-au adus alte învinuiri, să le reamintesc concetățenilor noștri și să le spun că toate judecățile trebuie să se facă pe fapte. Dar vă rugăm, cei care sunteți interesați, găsiți pe alb și negru, Unimedia, emisiunea imediat a doua zi după ce a fost semnat decretul de anexare a Crimeei, ce spunea domnul Dodon, ca să înțelegeți de ce apar tot felul de speculații sau de lucruri care se pot adeveri. Domnul Dodon acolo cerea ca Republica Moldova să-și revendice
teritoriile istorice. Domnul Dodon, dacă devine președinte, va trebui să răspundă pentru acest lucru. El spunea că corect s-a anexat Crimeea. Domnul Dodon trebuie, din punctul meu de vedere, dacă vrea să devină președinte și dacă va deveni, să organizeze câteva referendumuri în privința acordului de asociere, în privința federalizării Republicii Moldova, în privința... În privința. Da, să-mi voi să termin, da, minutul meu. Deci, dar sunt cinci, vă rog frumos. Da, în privința, în privința interzicerii unionismului și în privința persoanelor cu... Cum se numește, cu... El a promis. Nu și să ne oblige să fim credincioși ortodoxi toți. Și eu cred că el va proceda corect dacă va ajunge președinte, dacă va proceda ulterior ca Charles de Gaulle. Dacă pierde vreunul din referendumul ăsta, pleacă din funcție. Asta este doleanța mea, pentru că i-am urmărit foarte atent toată cariera politică și campania electorală și ca să fie onest, trebuie să procedeze anume așa, ca să combată pe toți cei despre care spuneți dumneavoastră că răspândesc. Dar spuneți că nu poate anula el. Da. El. Spuneți asta. Eu voi fi foarte laconic. Domnule Ceaban, la oaltă cu patronul dumitale, sunteți niște ticăloși din momentul când spuneți că eu am vândut partidul lui Eduard Mușuc. Eu prin instanțe n-am să alerg, poate Eduard Mușuc va alerga ca unul mai tânăr. Însă, stimați telespectatori, eu am înțeles un lucru din această campanie electorală. Partidul Socialiștilor și candidatul Igor Dodon nu respectă potențialii proprii alegători. Ei consideră că acești alegători pot fi manipulați cu niște bârfe, cu niște zvonuri, cu niște zvonuri panicarde. Pentru lor, principiul, scopul, scuză-mi, zloacele, este în capul mesii. Ei vor să ajungă la putere. În opinia mea personală, domnul Dodon este candidatul domnului Plahotniuc și alegerea domnului Dodon eventuală, eu sper că nu va fi ales, eu fac totul să nu fie ales, inclusiv când vorbesc, va fi un capac peste proiectul statalității Republicii Moldova. Toți vor fugi, cei tineri vor rămâne bătrânii și neputincioși și bandiți. Să vă grijă de tineri ultimii 7 ani de zile. Domnul Ceban, dumneavoastră ați spus acum că niciodată n-ați fost secretarul general al Comisiei pentru Politică Externă. Adjunctul. N-am fost. Ați spus că niciodată n-ați fost. Iată, citesc de pe site-ul actualități.media CV-ul dumneavoastră. S-a născut la 30 iunie 1980 în Chișinău. Educație, Universitatea Tehnică din Moldova, Facultate de Informatică și Microelectronică. Carieră 2004-2005, aparatul președintelui Republicii Moldova, consultant principal. Corect. 2005-2007, Ministerul Educației și Tineretului, șeful Direcției Generale Învățământ, Tineret și Sport. 2007-2008, viceministrul Educației, Tineretului și Sportului și 2008-2009, secretar general al Comisiei pentru Politică Externă și Integrare Europeană. Ați spus că n-ați fost niciodată. Nu interpretați cuvintele mele. V-am spus că n-am fost adjunct. Am fost adjunct doar la Ministerul Educației. Eu v-am spus secretar general al Comisiei. Secretar general, n-am spus adjunct. Adică eu am să vă scot toate minciuni. Sunteți Maia Sandu, eu serios vă spun. Eu nu sunt Maia Sandu, eu sunt Natalia Morari. Am și eu un cuvânt de încheiere. Știu foarte bine că poate unor invitați nu le va plăcea și sunt liber să plece din studio, nu țin pe nimeni. Astăzi am postat un text pe blogul meu de pe Europa Liberă și consider necesar să-l citesc acum. Gata, ajunge. Îmi este greu să scriu acest text pentru că știu la sigur că voi fi învinuită de partizanat politic și chiar știu de către cine. Cred că și după emisiunea de astăzi este clar de către cine voi fi învinuită. Însă sunt așa momente în viața profesională când ai de făcut o alegere cu riscul de a fi atacată. În condițiile actuale este greu să rămân jurnalist echidistant și să fiu un observator neutru. Zilnic simt cum mă trec fiori când aud de o nouă minciună sau manipulare și văd cu câtă iscusință această minciună este promovată de oamenii care au acasă mai mult decât cele patru canale din holding. Și anume aceasta mă sperie. Nu atât faptul că ne-am împărțit în două tabere, e și ceva normal pentru un proces democratic, ci acel cinism conștient cu care unii promovează minciună. Înțelegând foarte bine că acestea sunt niște falsuri crase, ei continuă să le promoveze pentru că știți cum, scopul, scuze, mijloacele, ele pobeditele ne sudet. Pe mine, în calitate de cetățean, nu mă va deranja un președinte care va dori să ne ducă în Uniunea Vamală, serios. E și firesc să avem oameni cu viziuni diferite, inclusiv în funcție cheie. La urma urmei, asta face parte din proces democratic și anume într-un proces democratic această idee trebuie dezbătută. Însă pe mine mă va deranja un președinte care va ajunge în funcție prin manipulări, minciuni, lovituri sub centură și mărșăvenii. Eu vreau un președinte care va trece printr-un test veritabil al democrației și nu va câștiga o partidă de cărți la o masă cu șulerii. Poate ajunge să turnați atât gunoi peste oameni. Dacă măcar un pic vă pasă de noi,
încetați să manipulați. Actuala campanie s-a transformat în aruncatul gunoiului în ventilator. Gunoiul s-a răspândit prin toată țara și deja pute foarte urât. Pentru un președinte ar trebui să conteze cum el sau ea va ajunge în funcție. Nu cu orice preț. Oare e plăcut să știi că acele câteva procente care ar putea să facă diferență în turul 2 au fost câștigate prin manipularea oamenilor ca unii turme de oi? Să știi asta și să nu poți uita timp de 4 ani de mandat. Uneori chiar îmi pare că cineva face experimente pe noi, iar noi cu zâmbetul pe față continuăm să mergem la abator. Ne se spune de la televizoare că albul este negru și negrul este alb și noi parcă înțelegem că nu este așa, dar ne rușinăm să întrebăm și tot ne îndreptăm spre abator. Cu toate că cum să nu ne așteptăm la experimente când acum 4 ani cu toți am fost supuși unui experiment în care candidatura președintelui a ajuns să fie decisă într-o noapte de 2 vlazi ai națiunii. Știu că inclusiv pentru această postare voi fi învinuită că nu mi-am păstrat neutralitatea. Dar puteți să-mi spuneți cum poți rămâne neutru când vezi o nedreptate? Nedreptatea trebuie să fie numită nedreptate și minciuna trebuie să fie numită minciună. Aceasta este obligația mea ca cetățean și apoi ca jurnalist. Atunci când vezi cum oamenii sunt linșați mediatic, și aici mă refer nu doar la campania prezidențială, pentru că uitați-vă ce se întâmplă acum în jurul avocatei Ana Rusache, care este linșată mediatic, cum ei sunt condamnați la ani de pușcărie în baza declarațiilor unor martori falși, poate și trebuie condamnați, însă de o justiție adevărată, cum mint unii națiuni întregi fără că măcar să sclipească, cum, în asemenea condiție, să-ți păstrezi neutralitatea. Personal, nu pot. Vreau să rămân neutră, dar în același timp vreau să-mi păstrez dreptul de a spune că albul este alb și negrul este negru. Poate voi fi mai puțin jurnalist acum, însă vreau să rămân cetățean. Iar acum o dedicație specială, un cântec. Vă rog să-l ascultați. Vysotsky, balada o pravdě lži. Нежная правда в красивых одеждах ходила, принарядившись для сирых блаженных коллег. Грубая ложь эту правду к себе заманила. Мол, оставайся-ка ты у меня на ночлег. И беспокойная правда, и легковерная правда спокойно уснула, слюни пустила и разулыбалась во сне. Грубая ложь на себя одеяло стянула, в правду впилась и осталась довольна вполне. И поднялась, и скроила ей рожу бульдожью. Баба как баба, и что ее ради родить? Разницы нет никакой между правдой и ложью, если, конечно, и ту, и другую раздеть. Выплела ловко из кос золотистые ленты и прихватила одежды, примерив на глаз. Деньги взяла и часы, и еще документы. Сплюнула, грязно ругнулась и вон подалась. Только к утру обнаружила правда пропажу и подивилась, себя оглядев делово. Кто-то уже раздобыв где-то черную сажу, вымазал чистую правду, а так ничего. Правда смеялась, когда в нее камни бросали. Ложь это все, а на лжи одеяние мое. Двое блаженных коллег протокол составляли, где обзывали дурными словами ее. Стервы ругали ее, и похуже, чем стервой. Мазали глиной, спустили дворового пса.
Москву, чтоб не было на километр 101. Выселить, выслать за 24 часа. Тот протокол заключался обидной тирадой. Кстати, навесили правде чужие дела. Дескать, какая-то мразь называется правдой. Ну а сама пропилась, проспалась догола. Чистая правда божилась, клялась и рыдала. Долго скиталась, болела, нуждалась в деньгах. А грязная ложь чистокровную лошадь украла и ускакала на длинных и тонких ногах. Некий чудак и поныне за правду воюет. Правда в речах его правды на ломаный грош. Чистая правда со временем восторжествует, если проделает то же, что явная ложь. Часто разлив по 170 граммов на брата, даже не знаешь, куда на ночлег попадешь. Могут раздеть, это чистая правда, ребята. Глядь, а штаны твои носит коварная ложь. Глядь, на часы твои смотрит коварная ложь. Глядь, а конем твоим правит коварная ложь.